Tucanei bandit de numa. E gata, paella. Au ciardie. Buba, buba, buba mara. Înțelegeți voi cum stă treaba? Așa nu e? Ia și nu e? Au? Ia și nu e? Ia și nu e? Și acum lăsăm să se răcească. Și în live o să mâncăm. În live. La coperi. Frumos. Elegant. După cum vedeți, într-adevăr, într-adevăr, greu sosește. Primul rând, Igor. Pe-al doilea rând, Iașenii. Astea îți cumpărate mare lucru dacă nu se expirate. Ia uitați-vă, nu vorbesc ca Iurea. Nu n-am curat să știți. Din coci, vedeți-vă de treabă, că ăla e gol. Gol, gol, sărăcia bate. Oala asta e de 2 săptămâni. Și acolo îți cos, cos. Hau. Ăstea știți că ne-au oameni buni. Încă aici suntem bine. Nu mai facem cumpărături. Să-mi spuneți ce vreți când mă mai vedeți că fac cumpărături. Până nu termin frigiderul ăsta gol. Gol! Ăsta trebuie să rămână gol. Acum am scos o găină. După cum vedeți, găina e băgată în din ăsta, oameni buni, de nici nu știu cum să o fac. Cu mămăligă să o fac găina sau nu știu. Pot să o fac cu macarone. Pot să o fac paella. Paella mâncava-și. Cum ziceți voi să fac găina? Fiți atenți! Paella e cu orez, am uitat cum se zice, cu orez, le bagi fierbe orezul, pui în alea acolo, pe aceea bagi pulpa aia și în orez, aripa în orez, pieptul de pui, tata bandit, tata bandit, salată de bio, viața mea. Salata de băuf, viața mea. Și ăsta pot să-l fac paella românesc. Am uitat cum îi zice, voi trebuie să-mi amintiți. Tu l-ai, Doamne, că ce? Când e vorba de mâncare și sflămând, n-am reținere. Sau pot să o fac cu macaroni. Tocană de pui cu macaroni. Pot să o fac în sus propriu sau îmi crește păr în nas. Mă gândălește când respir. Sau pot să o fac în ni, avă la cât e tata, în zaft. Cu usturoi. M-a nenorocit la ficat. Nu-i bine. Înțelegeți? Panei nici nu mă gândesc. La cuptor, nici așa. Nici așa. Îi faci o cu mămăligă sau cu pâine? Asta e întrebarea. Asta e întrebarea. Să o bag într-o oală, să vedem dacă am o oală așa măricică, uite cea unul. Și scoatem așa câte un laboș. Păi când a venit ea, mamă, dar ce căldură dă din dulap. Extraordinar. Deci așa ceva n-ai văzut. Uitați câte oale sunt. Bă, oameni, eu nu vorbesc ca Iurea. Uitați-vă câte oale sunt. Deci așa ceva n-ați văzut. Astea la o familie. La o familie mare, numeroasă. Eu nu știu la ce trebuie ei atâtea oale. Înțelegeți? Eu dacă am cumpărat oale noi, că eu la câțiva ani schimb oalele, eu nu stau ca ursia. Înțelegeți? Eu schimb oalele la câțiva ani. Ia, uitați-vă. Ni, vedeți? Fiți atenți. Și ăsta. Uitați cum l-am cumpărat. Ni. Hau. Deci, bă, oameni, vedeți ce ghivetă am. Atâtea oale. Și am zis tu, nu că aruncă-le. Mai dă
Mai dă pe la oameni să lași, mai dă încoace încolo. Nimic. Nu poți. Bun, revenim la găină, că acum o desfac de ciolofan. Fiți atenți. Găina, după cum vedeți, e de casă, să nu credeți că e de magazin. Eu nu mânc de la magazin, n-am eu treabă. Da, prietenilor, nu mânc de la magazin. Eu vă spun sincer. Înțelegeți? Ia. Frumos. Deci ai spus să desface. Numai un pic. Hop, hop, hop. Ia. E congelată? Lasă așa. Și desface câte o țâră. Numai câte o țâră. Au. Au, câte o țâră, câte un tip. Lasă-mi eu că eu câștig. Hâț. Înțelegeți cum stă treaba. Nu ai, nu ai. Ia. E de casă, am primit-o. De la prietena noastră. No, nechi perchi. Hop. Ia. Și acum o lasă să dejdeață. Vine Liana. O să-i mai dea o curățare. Și că, no, mai iasă cât eu... Ne, uitați-o. Vă dați seama ce viață au găinile astea, mă. Ha? Vă dați seama ce viață au. Bă, mâncalași Dumnezeu, o să vin, ia să pun oalele înapoi. Că acea, ce Liana, că eu-s de vină, toate oalele-s de firmă. După cum vedeți, tot e de firmă. Nu există la mine nimic 2 lei. Ia, să lasă să aerisească. Să se aerisească. Ia. Și aici. Să se aerisească tot. Și sertarile. Aerisiți-vă, nicât de ale. Am lepedeauă. De ale, cum le zice? Ia. Aerisiți-vă. No. Ciudă, ciudă. Ia. Ni. Hau. Hau. Vedeți? Ia. Hau. Aerisiți-vă acum. Stați așa, că mai avem. Ni. Țucu. Vedeți? Țucu. Nu, uitați ce-o băgat acolo în cavaș. Deci lucruri care nu-i trebuie. Ea numai să-și ia acolo ca și o pasăre din aia care își adună în cuib tot felul de bazaconii și de prostii. Prietenilor, pilaf, mă. Pilaf. Bă! Ăsta-i Nelson Mondialul. Ăsta-i Nelson Mondialul. Ați văzut? Eu am vorbit cu voi, am deschis sertarele. Am deschis ele, am vorbit cu voi. Dar mintea mea, știți unde era? Cum îi zice la orezul ăla unde bași carnea în el? Pilaf, paella, pilaf. Înțelegeți? Ăsta-i Nelson Mondialul. Creierul meu, valoare. Creierul meu, valoare. Pilaf. Înțelegi? Mă gândesc la Pilat. De acum când uit, mă gândesc la Pilat, că vedeți cum stă treaba. Pâța. Uite-ne aici. Pe scări, pe coliptul vii. A? Coliptul vii. Cinci pe minute am stat cu ea. M-a pupat acum. M-a pupat. Vezi? Dacă stau. Dacă nu, fac ce vrei, e? Nici nu se uită la mine. Păi nici ai luat? Da. Să-i dau la pâță, că moie. Moie pâța de dragul la pâinică. Cum ar vrea să meargă la pungă? Du-te. Du-te la pungă. Du-te și-o mică și-o rog. Nu o lăsa să meargă. Lasă că n-are nimic. De mare la medicamente mai mult. Adă aici. Pune-o înapoi. Și-o mică și-o rog. Uite, mă, cuțu făneală. Cum? Du-te-am în pijda ta. Du-te-am în pijda ta.
haur. Și pune tata acolo ca și fetițele, frumos. Să stai să mănânci frumos ca fetițele. Oameni buni, după cum vedeți, fluctuația e în verbă mare. Se curăță și se aranjează. Din momentul ăsta pregătim mâncarea. Ai scos din frigider ăla. Aici avem... Avala cât e tata. Ia uite, e găină. Nu mai bine să stă pe geam afară. Ha? Și aici grăsime de găină. Și aici avem leveșă. Uitați cum curăță pe găină, tătătăt. Prăcenilor, astăzi avem la țiții pilav de orez, ca în vremurile între socăcița și răpăce, exact în oldorea lor. Nu ce vedeți acum la ăștia care nu știe cum să vă păcălească, ia uitați aici, prietenilor, dăm morcovul până zălitor, până zălitorul ăla mare, punem morcov, prieteni, după care vă mai pune un morcov. Ni? Vreți să ai răbdare? Că dacă vrei o să fac clipul de 3 minute. Dacă vrei. Dacă nu, eu ți-l fac explicit. De cât durează. Ia. Vedeți? Mândreață. Ni? Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. Hau, 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 hau. Vedeți? Și acum vine următorul morcov. Nechi, ferchi, ești pe fază? Ia. Ia. Acum eu de aici o să mai tai. Las-mi mai esențialul. Vă arăt cum răzălesc. Tot. Doi morcovi ajunge la o găină. Ia. Ia. Ia, nu ia. Trebuia să iau un blid mai mare, cu sărit un pic și pe laterale. Dar n-are nimic. Odată când am făcut din ăsta, când era mai mic, mă punea mama să o ajut și o varză. Și mi-am dubelit chelia în răzălitoare. Și de atunci nu mai vreau să-mi o dubilesc. Ia uite, frumusețe, vedeți? Vedeți? Și ăsta-l punem acolo, că l-a spălat Liana. Ni! Avala! Strângem ăstea, frumos. Ia șenia, hau, îi dăm aici hau, îl punem deoparte, îl întoarcem ăsta cu capul în jos și așa putem să-l punem aici. Și mai scoatem un blind, hop, tot de categoria lui, luăm lopitul, uitați, și acum mergem pe... gogoșar, pe gogoniauă, ni. Hup. Hup. Cred că ar fi bine să-i dau și gogoniauă tăi până asta. Ha? Mere, mare. Încă ce mere? Hop, 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 hop. Paella. Ceapa niciodată nu-mi place cum o curăță botul. Niciodată. I-am zis, dă-i stratul ăla jos. N-o curăța ca săracii. Când eram copii mici,
vorbea acolo la bloc, că dacă e chilița asta și o bagi acolo, la femeie, face cancer, nu mai poate rămâne gravidă. Dar astea știți cine le zice? Aia care a cățat una, vorbea cu ea ce vorbea, să îndrăgostea și pe aceea aia nu mai vroia. Îs grele. Așa gândea aia. Mă stai că o mai prind eu odată, ia o foiță de ceapă. Deci ăla era degetar. Lucra din deajet. Au, 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 au. Vinem cu roșiile. E tata. Cineva a zis, bă, Nelson, vezi că paie aia se face numai cu fructe de mare. Stai cu minte, se face și cu țiții. Ia. Normal. Chelița asta trebuia să o dau jos. De la porodici. Dar în timpul mesei o dăm jos. Când mâncăm. O găsim și o scuptim afară. Oameni buni, până aici am terminat. Ia. A văzut cât e tata. Bun. Asta aici. Asta încolo. Așa. Băgăm și ceapă din asta. Cu tăt cu cucurniță. Normal, eu am tavă de paella. Chiar de acolo, din Spania, mi-a trimis un prieten foarte bun. Aici e pătrunjelul. Așa, ce fain mi-l lăsă. Pătrunjelul. Găinuța de casă. Îi luăm. Fain, frumos. Aripile. Le-o curăța Liana. Vă am ciunchit-o. Am ciunchit-o în cap așa. Așa. Aici. L-am pulpa. Aia. Aia. L-am și pulpa asta. Aruntele aia. Și acum trecem, băi, eu iau pielea jos. Așa îmi place mie pielea unde e penile pe ea. Înțelegi? Eu știu că pielea asta e de un gust. Dar deja eu am pentru gust. Gâtul. Găți și măruntaie. Înțelegeți, băi? Ia, hop, 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 hop. Ne spălăm pe mâini, domnilor. Deci, după cum v-am spus, am grăsime de găină. Ia. Vedeți? Cred că asta ne-a ajuns. Grăsimea asta de găină. Ia. De la găini de ale grase. Bratinilor, punem un pic grăsime aici. Ia. Ni. Deja e gata. Putem să pun ulei. Putem să pun ulei. De floarea soarelui. Sau ulei de măsline. Dar eu am zis că dacă poți și ai
un soare de găină sau chiar de rață, e bine să o folosești. Pentru că noi facem paella. Tot trebuie să fie original. Cu găina. Ia. Uitați-vă câte un soare a lăsat și încă. Vedeți? Ia uitați. Și încă mai lasă. Bun. Partea 2. Venim fain frumos cu morcovul răzălit. Aba, la cât e tata? Băi, doamne, ce mă chem să nu mă ard? E când a explodat butoiul. Înțelegeți? Vin, neachii perchii. Să-mi pun tărpul ăsta. Venim cu morcovul răzălit. Ăsta absorbe tot grăsimea, morcovul. Ia uitați. După care o dă înapoi. Morcovul prăjit dă o culoare frumoasă. Ați văzut mâncării chiar în supă și chiar în paella. Spaniolii folosește ceva galben din ăla în mâncare. Nu știu cum îi zice. În momentul de față turnăm ceapa cu roșiile. Aici mai avem niște roșii. Ia uitați-le. Aici mai avem încă niște ceapă. Frumos. Îi dăm sare și piper. Na. Nu știu sare, nu știu piper. Mă face de mă enervez, amă. E sarea și piper. Trebuie să desfac una nouă. Că nu știu unde le pune Liana. Trebuie să desfac una nouă, că nu știu unde le pune Liana. N-avem ce face. Desfacem una nouă. Mă, nu-i dă Liana. Că eu numai ce mai înțeles că nu pune. Mă, cum că? Aoleu! Mă, și tăie. Așa l-a sigilat. Piper alb. O tură. Îl punem la pregăteală. Și sare. Dar unde mă pun Diana în casă? Ilea, în fața mea și nu le-am văzut. În fața mea, eu piper mozaic vreau să pun. Ia. În fața mea și nu le-am văzut, că trebuie să mai desfac. Și sare. Sare de malagamba. După cum vedeți, sare de malagamba. Acum amestecăm. Mândreață. Mândreață. Și acum să vedem cât o de la găină. Zamă de găină. O lăsăm să se mai dejdeță. Prietenilor, din momentul ăsta îi dau focul mai încet. O las așa. Și pui un capac. Prin presare. Capacul e prin presare. Să vedem acum, fain frumos, orez. Orezul trebuie să fie cu bobe lungi. Să vedem că
Căutăm orezul acum. Zucchero, zucchero. Dar ce zucchero? Că e ce orez, mâncăroș. E orez cu boabe mici. E orez cu boabe mici. Mâine cu papagalul. Media pui fasole, gemeni. Mamă, dacă zahăr, dar ce face cu atâta zahăr? Ha? Ce face cu atâta zahăr? Amă, la cât e, tata? Clocoteală? Bun. Până pregătește laerul, fratelilor, gata? Da, îți dau drumul. Îți dau drumul la laer. Pe 200. Și să acționăm. Tepșia. După cum vedeți, tepșia. Golim tot în tepșie. Așa se face pilaful de orez. Nu? Ce vedeți voi pe acolo? În râle. Înțelegeți? După ce am pus obiectiva aici, prietenilor, ia uitați, să vedem de cât e, de 500 de grame. 300 de grame de orez îl punem aici. Oameni buni, fără să-l mai speli, calitatea 1, când îl speli, este un fel de mâncare, unde când iei cu furculița de acolo, orezul nu trebuie să se prindă. Când nu-l speli, el are un pic de, din ăla pe el, ăla alb care iasă când îl speli. No, ăla îl face să se prindă. Înțelegi? Și așa ne ia apoi. Ia. 300 de grame, au rămas 200. Îl amesteci. Ia așa în ea. Ni? A vă la cât e, tata? Frumos. Vedeți? Acum îți dai seama că lui trebuie apă. El trage să umflă. Să umflă pădutile. Înțelegeți? Ia. Ia în ea. Vedeți? Ăsta poți să-l mânci și fără carne, mă. Poți să-l mânci și fără carne. Asta e norsul mondialul bandit. Îi punem apă. Vedeți? Ițiți. Îl... Nici nu mai amestecor. Și am împlânt țubacul. Ni. Ia, avala. Ni. Cât e tata. Și gâtul pun, mă. Și gâtul, ni, pentru săraci gâtul. Ia. Vedeți? Ia. Frumos. Talent. Eleganță. Nu lăsăm nimic. Aripioarele. Nu dăm nimic la români. Tot în... Ni, au, 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 au. Și cu de la os ce iasă, o găină întreagă am băgat în cap așa. Vedeți? Ni. Măruntaile nu le pun, le dau la pisici. Măruntaile. Pătrunjelul la urmă. Și acum îi mai dau un sorstițu. De sare, eu cred că mai repede o spac, o desfac aia și folosesc sarea direct. Așa. Vegeta avem, Liană? Bun. Oricum aici mai avem suc. De ăsta. De zamă de găină. Nu mai trebuie degeta.
Ei, bun. Vă dăm asta cu congelator. Apoi. Uitați-vă, prietenilor. Să știți că nu-i multă apă. Ascultați-mă ce vă spun. Mami, poți să vii să strângi de aici. Ce face Tucan? M-am gândit apă. Tucan Țiți. Tucan Gelato. Unde fugi? Unde fugi, săracule? Unde fugi, săracule? Unde fugi? Zi, zi. 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 A? Zi, unde fugi? Hop. Stă în cap Tucan. Vrea să se joace. Hau, hau. M-a spăriat. Ce ai făcut? Iui, cum a făcut mâncața așa? Ce ai strântit așa în gură? Ha? Vezi că vine! Și din momentul ăsta o băgăm la ler. Ia. Hau. Hau, arde, arde, arde. Arde. Arde, 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 arde. Și aici, Doamne ajută. Lucrează oameni buni, ia uitați-o. Ni, mărșăluiește, mărșăluiește. Ia uitați-o cum stă, nu mă bacă, mi-l aburește. Uitați-o ce colorată-i, îți alegeți. Și acum, după informațiile primite, e gata. A? Hau, 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 hau. Să vinem la carne. Ia uitați-o cum e colorată. Vedem orezul. Ceapi, ceapi. Ce gage. Hau. Deja îmi lasă în gură țiții. Mă arde asta. O să mă ardă rău de tot. Dă drumul Liană la clima. Să pun asta la clima, să o răcească clima. Tătătătă, mă opărez limba. Hai de capul meu. Hai de capul și de zilele mele. Pește vrei? Nu. Zici că e martaș. Nu, că am mâncat până la urmă. Carnea? Ia. Carnea cred că e exact cum trebuie să fie. Carnea e exact cum trebuie să fie, mă. S-o simți în gură. Bot, cred că mai trei carne. Sunt întorc invers. Nu, de ce sunt întorc invers? Ha? Da? Nu, asta așa trebuie să rămână. Nici gâtul. Gâtuială. Vezi? Pește, tu ai fost în Spania. Ai mâncat paella? Da. Ce zic spanioli? Ce zic că ia de mâncare asta? Că e mâncarea lor tradițională la noi. Mămăligă cu brânză, cu iese. Numai eu zic așa, o mâncare. A? Lor la ei e paella, orice. E când sunt familie sau nu s-a fi, numai asta se face. Da?
Acum sunt armarile la noi de tradiție. O mai bag o tură. Ia. Mă, cu tu să se cuture. Deci eu vă pot spune, după informațiile primite, că această mâncare, cu specific spaniol, paella, o mănâncă doar săracii în țara aia. Țăranii din nordul Spaniei. Mâncare tradițională din nordul Spaniei. Doar săracii o mănâncă. Că se comandă în Spania, da, exact cum o zis peștile. Un fel de... Dar ce, săracii mâncă la noi mămăligă cu brânză? Mai repede mâncă un guiaș. Tot acolo ești. Tot acolo ești, finanțament. Înțelegeți voi cum stă treaba? Sarmalile-s grele, pești. Mă costă, aia nu e tradițională, dar nu. Mai repede merg pe mamăligă cu brânză. Nu, și aia e scumpă. Oțiuri. O mai lăsăm un pic și apoi revenim. Ți, ți.